Frumos, bună seara, l-am și pe Mateo aici, ne salut. Bine. Bine, bine, cum zice Mateo, bună mordă el. Che parola hai detto prima che non mi ricordo con nonna? Ah, lui è cislato, mo. Che è venuto qui aici la dottora nostra da famiglia che sa facă niște, se arată mama niște analize și le-a zis, îmi place cartierul ăsta, nu e cizelat. Și noi așteptăm pe bunicuța în mașină că nu avem cum să ne suim în lift, că e liftul prea mic. Ați mai pomenit voi așa ceva și el are că nu se la de copii. Adică de oricum, încă nu e de la mare, mare, de adulți. Dar na, asta este, ne adaptăm și așteptăm mașină. Vreau să vorbesc de un lucru foarte important. Și anume apa. Apa este foarte importantă pentru organismul nostru, indiferent dacă facem dietă, pentru că avem corpul nostru făcut 70% din apă. Celulele noastre, ca să se schimbe, ca să regenerarea celulelor noastre, are nevoie să le înlocuiască cu substanțe curate și cu substanțe care le găsește în corpul nostru. Noi, dacă nu bem apă, corpul nostru, când schimbă celulele, nu are de unde să ia apă și atunci celula aia e mai vădeață, e mai scrijolită, așa, mai uscată, mai nebună și după aia se strică treaba în corpul nostru. Și ne vine colesteroale, și ne vine dureri de corazon, și ne vine ictusele, și ne vine de toate alea, și diabet, și probleme la rinichi, foarte important. L-am aici pe Mateo care a băut prea puțină apă și în ultima perioadă au avut probleme foarte importante. Probleme importante, se spune așa? Da? Ok. În fine, trebuie să bem apă pentru că avem nevoie. Și ca așa vă spun eu. Că altfel le fugiți la doctori să vă facă analize, să vă facă ecografii și ca să vă spună că sunteți deshidratați și că nu e ok, corpul vostru suferă. Așa că mai bine băgați acolo niște apă mai... N-a zice tanti Janina să nu beți vin, că și eu le ard cu vinul, îmi place. Dar trebuie să bem și multă apă, frate. Multă apă acolo ca să hrănim corpul ăsta, să fie așa bombă și să fim curați înăuntru și frumoși pe afară.